Europarlamentarul Iuliu Winkler, președintele organizației județene Hunedoara, UDMR, a susținut ieri la Deva o ultimă conferință de presă înainte de debutul campaniei electorale, care va începe sâmbătă pe data de 27 aprilie. Iuliu Winkler a vorbit despre importanța alegerilor europarlamentare din data de 26 mai și a reiterat poziția partidului din care face parte în legătură cu birocrația și centralizarea din România, acestea fiind unele dintre principalele teme de campanie electorală a celor din UDMR. 26 mai va fi o decizie crucială pentru că Europa se află la răscruce, iar noi, la alegerile pentru Parlamentul European, vom decide cu toții, milioanele de alegători din Uniunea Europeană, care va fi drumul Uniunii Europene. O Europă cu două viteze, în care avem un centru și o periferie, așa cum propune președintele Macron și mulți alții, sigur că nu noi suntem centrul, trebuie să știm acest lucru, sau o Europă a comunităților și a regiunilor, așa cum au gândit-o fondatorii Uniunii Europene, care au vrut o Europă a cetățeanului și o Europă a comunităților, în care să avem descentralizare, în care și Târgu Mureșul sau Clujul sau Deva să fie capitale, în care să nu mai trebuiască să alergăm în capitala la noi, la București, pe Dâmbovița, să obținem toate avizele, autorizațiile. Europarlamentarul hunedorean a dat și exemple clasice de birocrație întâlnite în România și care în Uniunea Europeană nu există. Ștampilelor le-am pus de foarte multă vreme gând rău și degeaba mi se spune de către colegii mei care probabil că fac politică din birou și nu din teritoriu, cum se spune la București, noi așa noi suntem teritoriu aici la Deva. Mi se spune că există o lege care a făcut ștampila facultativă. Nu ajunge. Noi trebuie să interzicem ștampilele în România pentru atâta vreme cât un om de afaceri sau un investitor mai curajos s-ar lupta cu instituțiile la nivel județean să le dovedească că el nu este obligat să folosească ștampila, în același timp ne facem de râs în permanență, inclusiv la Bruxelles, singurii care mai caută o ștampilă atunci când vin la un seminar sau la o discuție profesională sau pur și simplu într-o vizită la Bruxelles, sunt oamenii, vizitatorii sau specialiștii care vin din România și nu le putem da ștampilă. Parlamentul European nu are ștampilă, instituțiile europene nu au ștampile. Eventual le mai găsim pe la hoteluri câte o ștampilă ca să satisfacă foamea de ștampile a Bucureștiului. De asemenea, Iuliu Winkler a arătat și modalitățile prin care UDMR va continua lupta cu birocrația și centralizarea. În primul rând dorim ca regiunile, comunitățile să facă presiune asupra Bucureștiului, să facă presiune asupra guvernului și să obțină efectiv o scădere a birocrației. Pe de altă parte, dorim din Bruxelles, prin mijloacele legislative și politice din Parlamentul European, să întocmim regulamente care să fie obligatorii de aplicat în toate statele membre, dar să obținem și o obligativitate sau o interzicere a aplicării unor condiționalități suplimentare. Dacă de la Bruxelles se gândește un program descentralizat adresat comunităților, dorim să interzicem guvernelor să aplice condiționalități suplimentare, adică să complice, să birocratizeze ceva care degeaba pleacă simplu de la Bruxelles, dacă ajunge foarte complicat la Deva. Trebuie să scoatem din veriga aceasta dintre Bruxelles și Deva cât mai mult capitala, cât mai mult centralizarea, cât mai mult politica și administrația defectuoasă dâmbovițiană și trebuie să obținem cât mai multă autonomie locală și cât mai multe competențe pentru regiunile și pentru comunitățile noastre. Iuliu Winkler este europarlamentar din anul 2007, iar la alegerile de luna viitoare va candida pentru un nou mandat, fiind primul pe lista Uniunii Democrate a maghiarilor din România.